Astăzi, în Biserica Ortodoxă, facem pomenirea Sfântului Proroc Amos, a Sfântului Mucenic Isihie, precum și a fericiților Ieronim și Augustin. Sfântul Proroc Amos s-a născut în secolul al VIII-lea înainte de Hristos în satul Tecoa, situat la câțiva kilometri de Betleem, în regatul lui Iuda. Amos face parte din cei 12 proroci numiți mici ai Vechiului Testament și a prorocit vreme de 50 de ani, numele său însemnând în ebraică povară sau sarcină. Prorocul Amos a fost un om de rând, sărac, ce își câștiga viața din păstorit și din agricultură. Iar într-o zi, pe când își ducea turmele la păscut, Domnul l-a chemat, spunându-i să prorocească poporului lui Israel. Din acel moment a început misiunea sa profetică, iar acest eveniment s-a întâmplat în timpul domniei lui Ieroboam al II-lea. Deși era originar din regatul de sud, adică din regatul lui Iuda, Sfântul Amos a fost trimis să prorocească în regatul de nord, adică în regatul lui Israel, care se afla din punct de vedere economic într-o perioadă înfloritoare, însă decadentă din punct de vedere spiritual. Datorită faptului că ținutul de nord s-a bucurat de o pace îndelungată, fără războaie sau înrobiri, s-a mărit diferența dintre clasele sociale, cei bogați asuprindu-i pe cei sărmani. La inichitățile sociale s-a adăugat și renunțarea la credința în Dumnezeu și închinarea la idoli, iar pe plan politic au început să apară tulburări din cauza intrigilor pentru putere. În acest context, Sfântul Proroc Amos a fost trimis pentru a le aduce aminte israeliților că sunt poporul ales și că Domnul își va lua mâna de pe ei, iar dacă nu se vor îndrepta, îi va lăsa pradă națiunilor vecine păgâne, atât pe ei cât și pe cei din regatul lui Iuda. Glasul prorocului Amos a răsunat și în timpul domniei lui Ozia, iar aceasta în pofida bătăilor și defăimărilor pe care le îndura de la închinătorii la idoli. Deranjat de cuvântările sale împotriva idolilor, căpetenia slujitorilor din templele idolești, un oarecare Amasia, l-a exilat pentru o vreme pe proroc, sperând că aceasta îl va opri din misiunea sa. Deși era conștient de pericolul care îl pândea, Sfântul Amos a prorocit căderea regatului lui Iuda în robia siriană, acest lucru deranjând foarte tare autoritățile. Acest aspect a permis căpeteniei slujitorilor la idoli să-l omoare pe proroc, fără să fie pedepsit pentru fapta sa. Astfel, Sfântul Proroc Amos a fost omorât pentru adevăr, prefigurând mucenicia sfinților veacurilor ce aveau să vină. Sfântul Isihie era creștin și era unul dintre soldații ce staționau în cetatea Durostor, astăzi comuna Ostrov din județul Constanța. În vremea aceea era împărat Dioclețian și ginerele său Maximian Galeriu, care după victoria asupra perșilor din anul 297, au început să-i persecute pe creștini, pe motiv că slăbeau imperiul aplicând preceptele creștinești de milă și de iertare. Astfel, împăratul Dioclețian a poruncit îndepărtarea tuturor creștinilor din armată și din administrație, iar pe măsură ce ordinul era îndeplinit de prefecții cetăților, demersul inițial a degenerat într-o persecuție sângeroasă împotriva tuturor creștinilor. În acest context, Sfântul Isihie a fost judecat împreună cu alți soldați creștini și pentru că a refuzat să se lepede de Hristos, a fost condamnat la moarte prin tăierea capului.